Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video despre site-ul Autorship, în special pentru cei leneși care le lene să ridice niște bani gratis ce să dau pe acest site. Deci uitați-vă, aveți like-uri negativ. Asta sunt făcute de oameni de ăștia. Leniș, adică proști. Eu presupun că ce video sunt făcute ca să vă ridicați fondul, dar nu ca să vă cadă din pod monete și încă să nu le vreți să le ridicați. Deci care e ideea? Aici să dau 75 monete. Ei spun că monetele vor costa minimum 15 cenți. Și 75 de monete, poate puțin. Care sunt mai dezghețați și mai hătri? Adună monete. De pildă, eu deja am 7500 de monete. 7500 de monete. Dacă mulțim la 0 întreg și 15. Deci 1125 dolari undeva eu deja monede am adunat. Dacă o să le vând deodată când o să înceapă să vând cu așa preț. Dar eu o să le țin one, doi. Ales că le am gratis. Și pe urmă le vin. Deci asta ca idee. Ce se întâmplă pe site-ul acesta, unde se dau monede gratis. Deci, este tot unde se dă, strângeți și pe urmă o să faci cu dânsul ce o să vreți. Dar vii leni să strângeți și faceți încă și like-uri. Asta ca idee. Cineva care e prost, așteaptă. Cineva care dă din coate, adună. Care m-a înțeles, posibil că a făcut like. Și dacă în video ceva nu coincide. E greu de înțeles cu minte cei care vezi că site-ul poate schimbi. Nu e aici butonul acela ce, s-a pierdut lumea. Dați cu cursorul, mă mișcați, uitați-vă și se întâmplă site-ul acesta. E ca forma ce e că e aici. Scrieți numele, prenumele, e-mail-ul, portofelul e Ethereum creați. Am făcut în video precedent cum se creează portofel. Dacă vi leni să creați portofel, atunci ce mai vreți? Și s-a păsat și ați primit 75 de monede. Și așa îi îndrumați pe toți care îi cunoașteți și mai donați pentru fiecare 75 de monede. Eu am 100 de oameni deja donați și am 7500. Până pe 14 septembrie mai sunt încă 11 zile. Încă mai dovediți să adunați. Dacă vreți. Dacă nu, rămâneți în gaură aceea unde sunteți. Și nu dați vină pe alții. Toate video ele sunt informative. Asta nu înseamnă că ele sunt garantate că așa o să fie. Mai ales în unele video care verific care va proiect. Singur nu pot să le verific că trebuie pe 5-10 oameni coordonați și să vedeți plătești sau nu plătești. 5 minute de a face o înregistrare și mare pierdere de timp aveți orice minus. Asta pentru unii care îmi scriu în comentarii că de ce nu verifici video și pe urmă să faci. Cum să-l verifici dacă trebuie din tăi să inviți oameni. Mai ales pentru registrare nu ți-e bani. Gratis. Noi împreună facem un lucru comun. Dacă eu am verificat și îi plătesc, pe urmă arată video că plătesc. Nu, mergem mai departe. Nu vreți să lucrați, așa să spuneți că nu vreți să lucrați. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.